Gibraltar este o țară extrem de mică, atât de mică încât e posibil să o ratezi pe hartă, are până în 7 km pătrat, 6,8 și o populație de doar câteva zeci de mii de oameni. Câte zeci de mii? 30 de mii și totuși este pe locul 5 când vine vorba de densitatea populației pe kilometru pătrat din lume. Țară mică, mulți oameni. Iar în acest episod vei afla de ce Într-o țară atât de mică vor să stea atât de mulți oameni, de ce poate ai vrea și tu să o vizitezi. În Gibraltar, limba oficială este engleza. Desigur se poate vorbi limba spaniolă și limba locală la Nito. Moneda oficială în Gibraltar este lira sterlină și poți cheltui liniștit bani britanici în țară, dar nu poți lua și banii făcuți în țară înapoi în Marea Britanie sau pentru a-i folosi magazinele normale. Sistemul politic este local al țării, ia o grămadă de decizii cu privire la teritoriul său, dar afacerile externe, apărarea sunt lucruri decise de guvernul britanic în Marea Britanie. Gibraltar, în timp ce este o țară britanică, nu are același fus orar ca și Marea Britanie, ci Spania, pentru că se află lângă Spania. Din punctul de vedere al spaniolilor, Gibraltar este Spania, iar țara este tare ciudată. De o mie de ani este supusă invazilor, astfel oamenii sunt mereu tensionați pe acolo, iar drumul trebuie să fie oprit de fiecare dată, traficul pe drum se oprește fiecare dată când intră un avion în țară, pentru că drumul este de asemenea și pista de aterizare a avionului. Pista de aterizare este mare, practic este de-a lungul graniței cu Spania, poți să treci peste pista de aterizare când nu aterizează sau nu pleacă niciun avion, iar drumul în cazuri poate să fie mai ușor de plecat din țară cu avionul până în Spania decât trecutul graniței, pentru că unii oameni spun că au fost controlați la vamă pentru 8 ore. exact câteva motive, britanicii și spaniolii au obiceiuri diferite când vine vorba de trecutul graniței, dar mai degrabă spaniolii pur și simplu vor să enerveze pe britanici. Totuși există problema scosului de bunuri ilegal și asta pentru că în Gibraltar nu există TVA pe produse, pe alcool, pe băutură. Unele produse e posibil să coste de 5 ori mai puțin fără accize decât în Marea Britanie sau altundeva în Europa clasică. De exemplu, un pachet de țigări e posibil ca în Gibraltar să coste 10 lei, în timp ce în Marea Britanie costă 50 de lei. Alcoolul doar se înjumătățește, o sticlă de 50 de lei de alcool din Gibraltar, te ducem undeva la 120-130 de lei în Marea Britanie. Ei, există și beneficii într-o țară așa mică. Unii spun că merită să zbori până acolo doar ca să îți faci provizia de alcool și de tutun. Cum a spus Kevin Spacey în k pax se merită să vii pe pământ și numai pentru fructe. Gibraltar, deși este o țară mică, este misterioasă. Există sisteme secrete de tuneluri sub țară, unele e posibil să unească Gibraltar cu Maroc. E posibil să existe un sistem de tuneluri care să ascundă familia regală și alte personalități importante din Marea Britanie în cazul unui atac nuclear în Gibraltar și tot acolo se zvonește că o grămadă de oameni intră în fiecare an și se pierd fără a mai fi găsiți vreodată. Țara se spune că a început să fie locuită de africanii care au reușit să găsească aceste tuneluri și să ajungă în țară. În realitate e posibil să fi fost aduși acolo pe părci. Mâncarea națională în Gibraltar este calentita, o mâncare simplă, creată ca o plăcintă coaptă, făcută din făină, apă, ulei de măsline, sare și piper. În țară vei găsi macaci. Erau să dispară din țară în timpul cel de-al doilea război mondial, doar șapte au mai rămas sărmanele, dar Winston Churchill, primul ministru când-cum în acea perioadă, a ordonat să fie aduși macaci noi din nordul Africii pentru a se reînnoi colonia de macaci, iar în ziua de astăzi există vreo. 300 de macaci prin țară care îți vor fura bunurile, mâncarea, șapca de pe cap. Macacii nu o să fure neapărat Calentita pentru că este o mâncare foarte simplă, singurul ei scop este acela de a te umple, de a te simți plin și asta pentru că la începutul țării, la începutul istoriei nu prea existau teritorii de cultivat, astfel oamenii mâncau mâncarea cea mai ieftină, accesibilă și care te umplea să te simți sătul. Chiar și festivalul anual al mâncării se numește Calentita, iar țara este destul de inclusivistă, acceptă pe toată lumea, există creștini majoritari, și 78% din populația țării, dar ai și hinduși, musulmani, evrei și fiecare din bisericile, sinagogile, templele acestora se înțeleg bine mersi pe un teritoriu destul de mic. Ma chiar Ibrahim al Ibrahim, moschea musulmană, este pe vârful Gibraltarului și a devenit cea mai sudică moschee din Europa și una dintre cele mai frumoase clădiri din Gibraltar. Există pe continent din 1997 când regele Fahd al Arabiei Saudite a donat această clădire sub forma a 5 milioane de lire sterline pentru a fi construită. A donat bani. În Gibraltar vei afla că s-au căsătorit câțiva oameni celebri. John Lennon s-a căsătorit cu Yoko Ono. Sean Connery s-a căsătorit în Gibraltar de două ori. Și asta pentru că acolo este Vegasul Europei poți să te căsătorești și căsătoria ta este recunoscută peste tot în lume, poți să te căsătorești anunțând autoritățile doar cu o zi înainte, motiv pentru care o grămadă de celebrități aleg să se căsătorească acolo și mulți oameni care vor să o facă pe fugă. Autoritățile sunt din ce în ce mai deschise metodelor noi și modele de căsătorire. Există șase plaje de-a lungul coastei Gibraltarului, iar autoritățile locale te lasă să te căsătorești în momentul de față și în afara clădirii oficiale, pe o stâncă frumoasă undeva într-un mediu drăguț. Aceste opțiuni de căsătorie pe plajă, de exemplu, nu existau din 2014 pentru motive practice, nu exista plaja până în 2014. De exemplu, Sandy Bay a fost construită în 2014, s-au importat 50.000 de tone de nisip pentru a se crea această zonă recreațională pentru vizitatori, turiști, oameni din țară de sigur. E bine că au adus nisip, că aveau o grămadă de coastă, au folosit-o la ceva. În 2016, sistemul de peșteri Gorham și zona din prejur a fost declarată zonă de moștenire mondială pentru contribuțiile la istoria omului neandertal. Piatra de acolo se spune că s-a format în urmă cu 200 de milioane de ani, undeva în perioada jurasică. Și poartă numele de calcar jurasic. Țara este unul dintre cei doi stâlpi al lui Hercule, celălalt este pe muntele Jbel Musa în Maroc, la 24 km distanță, pe partea africană a strâmtorii Gibraltar. Portul catalan și-a primit numele după grupul de catalani care au pescuit în această zonă, în ciuda faptului că primii oameni care au început să locuiască în portul catalan au venit din zona italiană-genoveză. Marele Atac, asupra Gibraltarului a avut loc între 1779 și 1783, în același timp cu războiul american pentru independență. Apropo de omul neandertal, primul craniu de om neandertal s-a descoperit în Gibraltar, în 1848, din nefericire, nu i-a fost cunoscută imediat valoarea istorică până când nu s-au descoperit mai multe oase de neandertal în Germania. În 1704, o trupă de 500 de soldați spanioli au fost descoperiți de britanici. S-a aflat că aceștia încercau să reia Gibraltarul de partea spaniolilor și au fost descoperiți în timp ce se odihneau într-o peștere. În 2004, gibraltarienii și oamenii care se mai aflau prin țară s-au ținut de mână și au înconjurat țara, toată granița acesteia, pentru a sărbători 300 de ani de Gibraltar britanic. În 2009, Miss Gibraltar Caiane Aldorino a câștigat titlul de Miss World și a fost pentru o vreme primarul orașului Gibraltar. În muzeul Gibraltar, aici vedea chiar dacă este o țară mică, vei găsi acolo băi maure originale care au sute de ani vechime. Tot în țară vei găsi un altar și o catedrală catolică, acestea fiind Inițial, Moschei Maure, nu creștine. Iar primul cuceritor maur al Gibraltarului a fost Tariq ibn Zeyad. Sub el țara a primit numele de Jbel Tariq sau muntele lui Tariq în Maură, dar teritoriul a fost incorporat în Gibraltar mai târziu. De asemenea, majoritatea populației originale din Gibraltar a fost evacuată în timpul cel de-al doilea război mondial. Populația era formată din britanici, madeiri, irlandezi, jamaicani și marochezi francezi. Locuința guvernatorului, The Convent, a fost inițial construită pentru călugării franciscani și se spune că până în ziua de astăzi clădirea este bântuită de fantoma unei măicuțe care a fost îngropată de vie în zidurile clădirii. Aceasta este una dintre puținele clădiri spaniole rămase în picioare în Gibraltar, majoritatea fiind distruse în marele atac dintre 1779 și 1783. În țară vei găsi zidul Charles al V-lea, acesta a fost construit după ce pirații turci, conduși de Barbarossa, a atacat Gibraltar în 1540, iar Sfântul Bernard este Sfântul Patron al țării pentru că spaniolii au capturat Gibraltar de ziua Sfântului Bernard, în 1462. În 1502, Regina Isabela a Spaniei a oferit țării Stema, Țara a mai fost capturată, de asemenea, în 1704, de o armată anglo-daneză ordonată de Charles al Austriei. Iar în 1713, prin tratatul de la Utrecht, teritoriul Gibraltarului a fost cedat coroanei britanice pentru totdeauna. Piața Casemate, zona principală socială din oraș este numită după un nume de baracă, locuință pentru soldați din preajmă, iar piața în sine a fost folosită pentru multă vreme sau era cunoscută în istoria Gibraltarului ca și locul execuțiilor publice. Pe lângă macacii pe care vei găsi pe țară, despre care se spune că dacă vor dispărea atunci vor dispărea și britanicii, vei găsi în apele țării și delfini. Peștera Sfântului Mihail, a fost pregătită în timpul celor de-a doua război mondial pentru a fi un spital de urgență. Nu a fost folosit niciodată, din fericire. În ziua de astăzi este un spațiu pe care poți să-l închiriezi pentru evenimente, opera, muzică, expoziție, ce vrei tu. Iar la final terminăm cu pista de aterizare a țării. Aceasta nu a existat. Pământul de acolo nu putea să fie utilizat în mod natural. Dar în timpul celui de al doilea război mondial s-au făcut o grămadă de săpături, după cum ați auzit în acest episod, și toată piatra săpată din tuneluri trebuia să meargă undeva. Au pus piatra acolo, au nivelat pământul și au mărit țara adăugând acolo o pistă de aterizare. În momentul de față există undeva la 14 teritorii britanice care sunt guvernate de britanici dar nu fac parte din Marea Britanie, cum ar fi Bermuda și insule Falkland, despre care am vorbit în episoadele anterioare, vi recomand dacă nu l-ați văzut deja. Marea Britanie acum 30 de ani încă este acolo. Gibraltar de asemenea făcea parte din Uniunea Europeană, s-a făcut un referendum dacă se iasă sau nu, nu ar fi vrut să iasă, însă a ieșit standard atunci când Marea Britanie s-a retras din Uniunea Europeană. Și asta a fost tot, spuneți în secțiunea de comentarii dacă ați fost în vizită în Gibraltar, dacă vă bucurați că am reîntors seria despre țări. Știu că a luat o pauză destul de lungă, sper să o țin din nou fără pauză pentru o vreme. Episoadele despre țări nu sunt toate un hit, așa că Uneori, dacă episodul nu e hit, mă lovește pe mine sau dacă e flop mare, dar nu contează, sper astăzi să am două episoade. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care e tu premium, celor care călătoresc peste tot în lume și vățările despre care vorbesc pe care eu nu le văd, celor care dronează prin revolut, sunteți în continuare foarte tari, eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere!